Proteste și neliniște în piețele Bucureștiului. În prima zi de semi-carantină, autoritățile locale și administratorii piețelor au găsit soluții de negoț. Doar pentru câțiva comercianți, majoritatea așteaptă variante. În sectorul 5 se ia în calcul transformarea unei străzi din cartierul Rahova în piață temporară. Iar în sectorul 4, autoritățile locale vor muta tarabele pieței Berceni-Olteniței într-o parcare de tip park and ride, abia construită în Berceni. În piața Obor, autoritățile sanitare și locale au găsit o soluție de compromis, dar destul de periculoasă pentru sănătatea negustorilor. Aici a fost o investiție de aproape 2 milioane de euro. Aici aveam înăuntru țărani și producători și cu comercianți în jur de 200. Cele 70 de magazine din incinta pieței Berceni-Olteniței și-au oprit activitatea până la noi ordine guvernamentale. Din lipsă de spațiu în exterior, administrația a găsit locuri temporare doar pentru o duzină de producători agricoli. Restul vor fi mutați într-o parcare. Murim de frig, să vină să stea cu noi, să vadă cum e la birou. Mai rău ne îmbolnăvim. Pe strada Turnici, în parcarea care este acoperită, la parter, acolo se vor amenaja și acolo vor fi repartizați toți săranii și producătorii care nu mai pot să vândă în piața Bercenea care este acoperită. Restricțiile lasă fără tarabe și peste jumătate din negustorii pieței Rahova. Aveam condiții foarte bune în piață. Mi s-au închis piața aiurea. Ar trebui să mă învețe fie premier, fie președinte ce am de făcut, ca să pot pune pâine pe masă. Să mă învețe cum mă învață instructorul auto să conduc sau profesorul să vorbesc cu o limbă străină, ei să-mi spună cum e situația asta, să pot pune pâine pe masă. Ei sunt 354, iar tarabele amenajate în fața pieței sunt doar 154. Disperați au încercat să negocieze cu administrația o soluție de avarie. Mai există o posibilitate, nu putem să mutăm, să punem și partea a doua pe rechea așa. Și scotea nu mai exista niciun fel de balanță, dacă ieșeau toate tarabele producătorilor pe rechea și firmele față. Și rămâna și importare, fiind pe nasură. Din păcate nu o să aibă toți loc, fiind un spațiu foarte mic. O să încercăm pe stradă, pe Recaș, să încercăm să o închidem ca să aibă toată lumea loc. Asta e situația. Sunt foarte mult. Există varianta cu platoul Academiei, piața volantă. Vedem în măsura locurilor disponibile cum putem să-i împărțim. Probleme sunt și în piața Crângaș. Nici aici nu este suficient spațiu exterior pentru producători și SRL-uri. De unde plătim bănci? Avem de plătit bănci! De unde plătim? Da? Suntem datori la stat gânduți? Plătesc lumina și gazele și gunoiul! Cu ce ne plătesc? Cu 3 la 1 leu, pensia 2 milioane, ce fac cu ea? Că nu mi-ajunge nici de doctor. Ne scoate afară ca pe câini? De ce? Cei mai câștigați rămân negustorii Oborului. Cu voia autorităților sanitare și locale, administrația pieței a ridicat obloanele spațiului închis și l-a transformat în perimetru deschis. Negustorii au rămas la tarabele lor, dar prețul pe care îl plătesc este riscant pentru sănătate. Normal că rău și mai rău, geamurile deschise, da? Dacă nu avem încotro, ce să facem? Este foarte rece, este foarte mare curent, domnul, nu este vorba de frig aici. Este vorba de curent, pentru că o să ne îmbolnăvim, chiar o să murim de curentul ăsta care este aici. Haideți să vedem ce se întâmplă și în alte locuri din țară. Piețele din Cluj, de exemplu, vor rămâne deschise, dar în noile condiții ale stării de alertă, în această dimineață, producătorii au fost obligați să-și scoată produsele afară și să-și reamenajeze standurile. Soluția aparține autorităților locale. Cum a fost primită de producători, ne spune jurnalistul Digi24, Măriuța Pop. Măriuța. Bună ziua, Cătăline, bun găsit, doamnelor și domnilor. La fel ca în multe locuri din România și la Cluj-Napoca s-a găsit soluția ca producătorii să își scoată afară tarabele. Cele 5 piețe care se află în administrația primăriei s-au mutat practic afară în această dimineață. Nu sunt deloc mulțumiți producătorii cu ceea ce se întâmplă, deoarece spun că din primăvară ei au respectat toate măsurile de siguranță, au purtat mască, au pus marcaje pe jos și că nu văd diferența dintre un supermarket și o piață și de ce doar piețe
piețele se închid. De asemenea, spun că le va îngheța marfa și că nimeni nu va dori să cumpere marfă înghețată de la ei, că se vor îmbolnăvi de asemenea și speră la o altă soluție pe care să o adopte autoritățile în zilele următoare. În alte părți, de exemplu în Bacău, s-au dat jos geamurile din piețe, așadar tot felul de soluții ale autorităților, însă în continuare producătorii spun că acesta ar putea fi chiar falimentul muncilor. Mulțumim, Măriuța. Situația e aproximativ asemănătoare și la Constanța. Comercianții și-au scos tarabele în fața pieței centrale pe trotuar. Cum au reacționat comercianții în fața acestei decizii, ne spune jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Iulia. Bun găsit! Ne aflăm în piața Tomistrei, una dintre cele mai mari piețe acoperite din orașul Constanța și aici s-a găsit aceeași soluție ca și la Cluj. Practic, tarabele din interior au fost scoase afară. Această operațiune a început de dimineață la ora 8 și a fost supravegheată de poliția locală. Practic, 27 de tarabe au fost mutate în fața halei, unde în trecut era o parcare. Comercianții au păreri diferite despre această decizie. Unii spun că sunt mulțumiți pentru că au posibilitatea să-și vândă produsele, alții spun însă că le va fi greu să stea în aer liber 8-10 ore pe zi. Mai ales că vremea s-a răcit considerabil. Spre exemplu, de dimineață aici în Constanța s-au înregistrat 3,5 grade Celsius. Vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare. Sigur, mulțumim, Iulia. Mergem acum spre Craiova, unde cea mai mare piață se mută într-o parcare. Oamenii se plâng însă din cauza frigului. Care e situația acum? Acolo ne spune Elena Alexandru. Elena. Bun găsit! O parte dintre comercianți au ieșit deja afară. Vorbesc de partea exterioară a pieței, în parcare mai exact, aici unde a fost amenajată piața exterioară de către cei din administrația piețelor din Craiova. Nu este o soluție însă tocmai bună pentru cei care își vând marfa aici. Vorbim de peste 300 de comercianți, pentru că, spun ei, le este foarte frig, mai ales în această dimineață au fost doar 2 grade. Oamenii au îndurat cu greu frigul de afară. De asemenea, în piața din Craiova vorbim de peste 4.000 de clienți care vin și își fac cumpărăturile zilnic de aici. Și oamenii compătimesc pe cei care își vând marfa afară. De altfel, oamenii sunt revoltați, în special cei din sectorul lactate, dar și carne, pentru că aceștia au fost nevoiți să plece acasă astăzi. Nu pot să-și vândă marfa afară, nu pot vinde laptele și brânza, dar și carne afară, pentru că cei de la OJPC nu îi lasă să vândă astfel de produse afară. Așa cum spuneam, vorbim de 300 de comercianți, dar și de 4.000 de clienți care vin zilnic aici în piața din Craiova, afectați de altfel. Elena, mulțumim tare mult. La Brașov, piețele acoperite vor rămâne deschise. Autoritățile au decis să vină cu soluții noi în sprijinul producătorilor. Ne explică aceste soluții. Teodora Puzdrea este corespondentul nostru în zona. Teo. Bun găsit! Mai multe modificări au fost făcute în piețele acoperite din Brașov. În piața Tractorul, piața Bartolomeu și tronsonul 1 al pieței Dacia au fost scoase părțile laterale ale halelor și o parte din acoperiș. Astfel, producătorii vor putea rămâne în spațiile în care își desfășurau deja activitatea. Dacă vorbim de piețele care nu pot fi deschise, în exteriorul acestora va fi amenajată un spațiu pentru desfășurarea activității. De asemenea, în aceste locuri, accesul mașinilor va fi restricționat. În locațiile în care nu există nici această posibilitate, se vor organiza piețe agroalimentare volante în aer liber pe alte amplasamente.